Peste 900 de români au participat la un studiu realizat de Avantgarde care te ajută să-ți faci o imagine de ansamblu a pandemiei din România. 23% dintre ei sunt de părere că ne vom întoarce la normal în a doua parte a anului 2022, în timp ce 21% spun că nu mai revenim niciodată la normalitate. Alexandra Vasile, corespondent al FNews, a citit acest studiu și vine cu mai multe detalii. Alexandra, te ascult. Bună dimineața, Angela! Conform studiului Avantgarde, 79% din populația României consideră că situația țării în contextul pandemiei se îndreaptă într-o direcție mai puțin bună. 23% dintre participanți sunt de părere că ne vom întoarce la stilul de viață de dinainte de pandemie în a doua parte a anului 2022, în timp ce 21% dintre ei au spus că nu vom reveni niciodată la normal. Dacă vorbim de felul în care a fost gestionată pandemia până acum, românii sunt nemulțumiți. Niciunul dintre respondenți nu a punctat guvernul României cu nota 10 pentru felul în care au decurs lucrurile până acum. 63% dintre ei au acordat note de la 1 la 4, iar 21 dintre respondenți au notat guvernul cu 4, 5 și 6. A fost abordată și tema vaccinării în studiu. Ce părere au oamenii despre campania de vaccinare? Românii au fost întrebați dacă administrarea serului ar fi necesară. 48% dintre respondenți au spus că vaccinarea anticovid este necesară pentru toată lumea. 32% dintre ei nu sunt de acord cu acest lucru, iar 3% cred că vaccinarea este o soluție doar pentru persoanele cu vârste de peste 55 de ani. Conform studiului, 24% dintre românii au încredere în serul produs de Pfizer, 6% în Moderna, iar serul de la AstraZeneca este ales de doar 3%. Sunt și oameni care susțin că au încredere în toate vaccinurile anticovid, mai precis 13% dintre ei. Mai au românii încredere în autorități? Ce arată acest studiu? Nu au încredere în Vlad Voiculescu. 63% dintre respondenți au spus că ministrul sănătății nu va putea rezolva problemele legate de sistemul de sănătate. Mai mult de jumătate dintre oameni spun că de campania de vaccinare ar trebui să se ocupe în continuare armata.